Marian, eu deja sunt în treabă. Iată, de la portocalele care le avem aici, sau, nici nu știu, portocala ar trebui să fie mai mare, sunt așa un fel de mandarine, puțin mai mari, ceva de genul. Astăzi din ele gătim un desert. Am început să scot zestul, pentru că o să dea aroma aceasta. Sucul ai în vedere. Zest. Zestul, am înțeles, coaja. Da. Coaja. Și ca să spun aici o mică nuanță, văzând că suntem la acest capitol, este nevoie de a scoate cel doar deasupra și cum ajungem la alb ne oprim, pentru că deja partea albă dă ceva amărăciune sau exces. Și pe lângă tot asta mai avem făină, iaurt, zahăr. Avem minunat aici puțin de tot. Suc. Nu e suc, este o licoare, ceva nu e suc aromat și cu puțin alcool. Păi și de unde ai luat o licoare asta cu puțin alcool? Ia dă-o goci. Este limoncello, mandarinello și tot așa. Așa că cine caută găsește. După amiază. După amiază. Să-ți arăt unde stă. Și o să vă arătăm astăzi cum gătim un desert al mandarino. După cum vedeți. Prieteni, hai, mai fac gălăgie un pic. Hai. Și vorbește tu tare. Da. Ca și în orice rețetă, când se discută despre... Dar nu, trebuie să oprim. Trebuie să oprim, să explicăm. Da. Nu e nimic dacă oprim, da? Sau ar e trebui ok, să... ar trebui să fim operativi, pentru că aceste procese au pași corecți și pași greșiți. Chiar și când mai lămurim cuiva cum se coace una, cum se gătește alta sau ceva de genul, țin să spun că procesul unde se mixează zahărul cu ouăle este unul foarte important. Pentru că se mai zice, ei, mare treabă, nu, se nu s-a topit zahărul. S-a tăiat. Și... Nu. Nu s-a topit zahărul și în cuptorul, care treabă. Nu, zahărul cu ouă la desert, într-adevăr, trebuie bătut ca să fie un soft, o, să crească, să devie dublu în volum sau ceva de genul. E o chimie bucătăria, da, până la urmă. Pentru nu? Că în cazul în care nu sunt bătute bine ouăle cu zahărul, desert, cuptura poate să nu crească cum trebuie, poate să taie, poate să dezlege, da, să lege, cum zici tu. Să curgă, să... Așa că acum o să fiu, să explodeze. O să fiu mai rapid, așa, la lămuri ce facem, pentru că procesul în care se mărește în volum, hai facem așa ca să se vadă mai bine, așa, mixul dintre zahăr și ou, trebuie să continue mixând rând pe rând tot ce este nevoie ca să nu pierdem din această puhăb, din acest puhăb. Bun, am și, înțeles. Deci e clar că aici am adăugat ouă, zahăr, am mixat până el s-a dublat în volum, după aceasta am adăugat aici zestul de portocale. Zest. Zest. Un cuvânt pe care eu am scurs zeamă de... portocale și chiar acea pulpă care mi-a rămas, nu am aruncat-o pentru că eu o iubesc în coptură, cine nu dorește, se nu simte. Pune, da. Așa că facem iată da, așa. Dar oricum, nu în exces, adică ai pus și tu da. Aici adăugăm acel puțin aromat și tărie. Uh-huh. Acum adăugăm zeama. E mai acid un pic zeama. Eu l-am gustat, este destul de dulce. Așa că e ok. Așa. Iarăși totul mixăm până el ușor, ușor, ușor se unește, ca după să adăugăm iaurtul și pe final făina cu praful de copt. Așa că o să fiu nevoit să încep a lucra tot acest proces și cremă. Și până pe final obținem un blat lichid, un blat moale, în care o să tăiem și curățăm de coajă ultimul mandarin. Portocală. Și o să aruncăm chiar bucăți întregi în acest... Vai, Marian, în acest, vai de aluat. Mine, vai de mine. Ca după, la tavă, tava o tapetăm cu... Și la cuptor. Hârtie și la cuptor pentru aproximativ 30-40 de minute, așa că nu avem timp mult. Gata, eu miresc pulpele mele. Știi ce se întâmplă? Când nu știi ce să-l gătești,
te uiți la rețetele lui Marian. A, cam așa. Foarte bine, da? Foarte bine. Dar când nu mai știi într-adevăr ce să gătești, intri la Linela de lângă casă și găsești idei. Linela oferă zilnic peste 10.000 de produse de calitate care au la bază rețete tradiționale sau internaționale. Din preocuparea permanentă de a inspira pe clienții Linela și de a dezvolta acest lucru, noi venim cu multe idei interesante, așa că găsiți toate produsele necesare acolo unde trebuie, lângă casă, acolo unde stă Linela. Și hai să vedem ce servim azi la ceai sau la cafea. Nu, normal Bunișor. Că nu plecăm până trecem să gustăm. Gustăm ce a preparat Marian Danu și Dan Jelescu. Măi, băieți, ce ați făcut din portocalele celea? Chiar vă lăsăm să vă uitați și voi. Iată, avem aici desertul nostru din citrice de astăzi. Gustos, bun. Și așa, ceea ce îmi place mie la acest desert, că este un dulce cu puțin acrișor. Poftă mare la toți. Uităm că rețeta se poate vedea și pe YouTube, cine dorește. Și poftă mare. Așa să fie. Noi vă zicem la revedere și ne revedem mâine dimineață tot aici, în bucătărie și în platou. Are aer de sărbători, știi, desertul ăsta. Să puneți la frigider când place rece. Ok. Chiar acum. Marian Daru, Dan Jelescu.